Salut, sunt Lumi. Și eu, Florian. Dacă săptămânile trecute am discutat despre zonele de soare, zonele de semi-umbră, zonele de umbră, dar am pus accent pe plantele perene, astăzi aș vrea să discutăm despre prietenii plantelor perene, arbuștii. De ce arbuști? Pentru că arbuștii se găsesc în toate formele și dimensiunile, mărimile și pot fi aduși pe terasă pentru a reuși să imităm acel sentiment de natură. Cum înțeleg arbuștii lumina? Păi avem arbuști pentru zonele de soare. Zonele de soare sunt acele zone luminate de la începutul zilei până la sfârșitul zilei. Sau în a doua parte a zilei, de la ora 12 până apune soarele, avem o intensitate a soarelui destul de ridicată. Zonele de penumbră și umbră sunt acele zone luminate în prima parte a zilei sau zonele unde este umbra altor arbori sau a unor clădiri proiectată pe zona respectivă. Care ar fi arbuștii de soare și semi-umbră și care ar fi diferența în condițiile pe care le vor fiecare, dacă pot fi puși împreună? Arbuștii pentru zonele de soare sunt în general cu creșteri diverse, până la 5 metri. Avem și arbuști cu înălțimi de 30-40 de centimetri, dar avem arbuști cu creșterile acestea spectaculoase. De ce? Pentru că avem multă lumină și planta captează multă energie în frunze pentru fotosinteză. Ce se întâmplă dacă vrem să aducem arbuști pe terasă, dar citim că de fapt ajung la 3-4 metri? Putem aduce arbuști pe terasă informându-ne asupra soiului. Putem aduce, de exemplu, un soc, dar un soc pitic. Nu socul acela care ajunge la dimensiuni gigante. Putem aduce un soc cu creștere limitată, special pentru cultura în ghivece sau containere mai mari. Arbuștii de soare, unul dintre ei este chiar lângă noi, Caryopteris se numește. Soiul acesta de Caryopteris, White Surprise, are dublu decor. Începe prin a decora grădina primăvara, noi lăstari și lăstarii maturi vor avea aceste frunze panașate cu alb crem, apoi spre finalul verii, chiar până în luna octombrie, vor începe să apară aceste flori spectaculoase care atrag toate viețuitoarele, inclusiv fluturii și albinele, ce sunt foarte melifere, grupate în buchețele și care se pot asorta foarte ușor cu speciile de perene. Chiar numesc Caryopterisul un prieten bun al perenelor. Este de soare? Sigur că da, este o specie care iubește soarele din plin, nu iubește excesul de umiditate, deci trebuie să ținem cont de acest lucru pentru a-l grupa cu alte specii cu caracteristici similare. Poate fi poziționat și într-o zonă unde avem soare până la amiază, până la ora 14, dar acolo vor fi lăstari un pic mai alungiți. Sunt obișnuită să văd hibiscusul în grădin. Se pretează acest hibiscus, acest soi, la jardinieră, la ghiveci? Se pretează hibiscusul la jardiniere. Poate fi plantat individual sau poate fi plantat cu un grupaj de plante care iubesc excesul de umiditate. Hibiscusul este un setos, cum îi spun eu. Poate fi plantat chiar cu hortensii. Astfel vom avea un decor în jardiniera sau vasul respectiv cât mai îndelungat, deoarece hortensia înflorește până în luna iunie, iar el va începe să înflorească din luna iunie până la începutul toamnei. Este important să menționez, pentru că am avut și eu surpriza în momentul în care studiam plantele, să identific hortensia ca fiind de fapt o plantă și de semiumbră, dar și de soare. Și după să-mi dau seama că de fapt e un soi special care rezistă la soare. Da. Și aici vorbim de acea hortensie albă. Paniculata este cea mai recomandată hortensie pentru un începător în zona de penumbră și soare. Este destul de rezistentă în zonele de câmpie sau în zonele cu căldură excesivă vara față de hortensia de umbră, cum este hortensia macrofila, cea care face florile sferice și destul de colorate, albastru, roșu, roz. Arbuștii de umbră. Cei mai des folosiți și cel mai des întâlniți ar fi Daphne, un arbust senzațional cu frunzișul persistent. Majoritatea speciilor de Daphne au frunzișul persistent și înflorirea la el are loc la începutul primăverii, chiar final de iarnă. Este extraordinar de parfumat. Majoritatea arbuștilor cu înflorire de iarnă au parfum. De ce? Pentru că în perioada respectivă încep să apară insectele
și trebuie neapărat să atragă insectele pentru polenizare. Când înfloresc restul arbuștilor, cum este Caryopteris, sunt și alte specii înflorite, cu alte culori și acest aspect nu mai contează mirosul. Dar primăvara este foarte important ca arbustul să fie polenizat și el atrage prin miros. Apoi viburnum, majoritatea varietăților și speciilor de viburnum înfloresc la începutul primăverii, o parte din ele sunt parfumate. La penumbră foarte adaptabilă este și nandina, cu frunzișul persistent, foarte decorativă spre finalul verii și toamna. Își schimbă frunzișul în roșu, portocaliu, galben, exact culorile toamnei. Putem folosi arbuși cu frunză căzătoare, arbuși cu frunză persistentă, ca să avem partea decorativă și în sezonul de iarnă. Putem să avem arbuși care înfloresc iarna, bineînțeles. Putem să avem arbuși care înfloresc vara, în așa fel încât să avem întotdeauna ceva înflorit. Nu uita, dacă vrei să intri în concurs cu jardinere sau cu o terasă cu plante cu arbuști, trimite-ne poze pe adresa emisiunii. Până data viitoare, sunt Lumi și Florian. Fiți pereni! Fiți pereni!